Bună, Iuliana! Astăzi vom face Bună dimineața, Marius. cartea lui Iov, pagina 545, capitolul 33, dar înainte ai tu o întrebare. Da, am primit o întrebare referitor la binarul făcut de el. Deci dacă Dumnezeu e în tot și toate și El face, noi nu suntem nicăieri, cum ținem post? Cum putem, sau cum putem spune nu la strudelul ăla de care ne tot spui tu? Sau cum facem lucrurile astea? Post și toate lucrurile astea sunt pe balans, funcționează pe balans. Adică pe contrapondere, pentru că noi tot efortul care l-am făcut până acum, până la începutul acestui an, a fost să aducem argumente inversului, ca să putem să contrabalansăm acțiunea dominantă a gândirii noastre, care este centrată pe exterior și este plină, e umplută de realitate. Și atunci, când apare situația dificilă, noi încercăm o soluție și venim cu soluția de contrabalans ca să ducem în zero balanța. Adică funcționăm pe sistemul legii lui Le Chatelier, care ne duce în neutralitate. Dar folosim lucrul ăsta numai în situații dificile. În mod obișnuit, noi funcționăm în dualitate și doar uneori, când suntem în situații dificile, folosim aceste metode din școala iubirii pentru echilibrarea situațiilor, sau mai bine zis, spre rezolvarea situațiilor, pentru că situația nu se rezolvă cu un eu niciodată. Când ai un eu acolo, nu se. Din contră, e ca și când ai vrea să mori, ai vrea să trenezi lucrurile să nu le rezolvi, să nu se rezolve. Noi în sine nu putem rezolva nimic. Întotdeauna Dumnezeu vine și nu știi cum. El te mișcă într-un anumit mod, îl mișcă pe celălalt în alt mod, toată scena o reorganizează. Din cauza asta, singura soluție ca să rezolvăm situații dificile din viață este să le lăsăm în pace. Le lăsăm în pace, atunci asta înseamnă că noi, ego-ul nostru se retrage și Dumnezeu înaintează. Deci, ca să înainteze Divinul, trebuie să retragă ego-ul. Asta este problema. Deci noi, spre exemplu, când ne rugăm, facem meditații, facem exerciții, mergem la liturghie, toate lucrurile sunt făcute cu un ego. Și ăla trebuie să se retragă ca să. Deci este soluția ca să niciodată să nu-l atingi pe Dumnezeu. Orice soluție egotică care vine din inițiativa unui eu, amână tot timpul întâlnirea cu Dumnezeu. Când era foarte ușor ca să fii slujitorul tuturor și atunci, în acest proces, eu este scăzut și înaintează divinul. Asta se întâmplă în viața fiecăruia. Spre exemplu, din cauza asta există serviciu. Ne mergem la serviciu acolo la 8 ore și pentru că avem șefi, avem sistemul ierarhic, ei ne pun să facem lucruri și atunci ego-ul nostru scade. Deci ei ne ajută foarte mult. Scade ego-ul și atunci înaintează divinul și viața noastră se rezolvă. Și numai așa. Nu există altă soluție. Atâta cât avem un eu acolo, deci omul, îți dai seama, nu merge nimic. Omul, îți dai seama, tot timpul caută mai mare bine pentru sine în viață. Dar, deci, ăsta înseamnă mai mult eu. Mai mult eu îl dă afară pe Dumnezeu. Când îl dă afară, vine cazurile peste el. Deci, el vrea o fericire mai mare și primește o nefericire și mai mare. El nu știe lucrul acesta. Te pui la lumină, le știu. Deci, ca Atâta să fie timp. clar, pentru omul, pentru noi, în mod normal, funcționăm tot în dualitate, funcționăm tot cu un Da, păi eu. de-aia și venim și cu Da. contrabalansul în dual. De-aia Da. spuneam că nu e voie să-l atași pe celălalt cu non-dualitatea, pentru că Da. atunci te ridici pe tine, eu sunt deștept, tu ești prost. Da. Poți în tine însuți să folosești lucrul ăsta, dar într-o conversație cu celălalt nu poți, în niciun Da. mod. Nici nu poți să îl contrabalansezi. Pentru că înseamnă atac la persoană, contrabalansul. Contrabalansezi în tine, ca să poți să obții starea de liniște, starea de liniște din tine, indirect, se rezolvă situația din viață. E o logică precisă, ca la matematică aici. Tot circulul ăsta trebuie înțeles și învățat. Că atunci când vorbești sau explici, sau pentru tine să poți să cunoști lucrul acesta, trebuie să știi circuitul ăsta. Stăpânii anume au făcut un fel următor. Ne-au luat cadre scurte de tip cauză-efect și le-au pus în scripturi și peste tot. Noi le-am luat
dacă observi la discursul religios din biserică, ei vorbesc standard. Au un limbaj de lemn, tot timpul pe ăla îl repetă și tu nu evoluezi în niciun mod. Nu vine spre a-ți explica situația de viață, de ce sunt așa, cum se le rezolvă, nimic, nu are nimic. Ei se țin în cadrul, să zic, istoric al Bibliei. Și de acolo nu iese din poveștile alea, nu iese nimeni, niciodată. Parcă le teamă, le este frică. Când noi am avea nevoie să mergem la biserică, să putem să dezlușim situațiile noastre prin care trecem și care este calea de urmat. Dar dacă îi spui lucrul acestea, îți dă niște lucruri care sunt repetitive, fă canon, roagă-te, stă în genunchi, pe coși de nuncă, chestii astea, care nu schimbă cu nimica pentru că nu scade ego-ul. Deci nimic din sfaturile lor nu sunt de folos. Rugăciunea nu scade ego-ul, nu? Decât supunerea la celălalt, când ești robul tuturor, atunci scazi ego. Deci altfel Dumnezeu, dacă nu vine Dumnezeu în viață, dacă nu-ți dă o soluție prin care Dumnezeu să vină în viața ta, nu se schimbă nimic. De-aia oamenii aceștia rămân necredincioși. Pentru că, de fapt, ei nu văd un rezultat în viața lor, iar tot ceea ce fac îi îndepărtează de divin. Și devin mai recalcitranți, mai răzvrătiți. Deci, cei mai răzvrătiți sunt, așa zis, credincioși care merg la biserică, dogmatici. Sunt foarte răi, știi? Sunt diavol, de fapt, efectiv sunt diavol și nu te poți înțelege cu ei pentru că n-au îngăduință, pentru că nu te lasă greșit. Întotdeauna au tendința să te corecteze, să impună să o faci cum vrei, cum vor ei și atunci folosesc forța. Da. Deci ei sunt foarte violenți. Deci asta arată că ei sunt ființe întunecate, pentru că numai diavolul atacă persoana. Numai diavolul vrea să... De exemplu, mergi într-o biserică, să zicem, și vine o bătrână și se ia de tine că nu stai în locul care trebuie. Sau nu ții baticul pe cap, nu ți-ai pus batic pe cap. Sau nu e normal să fii îmbrăcată cu pantaloni. Sau se ia de tine. E bine, femeia aceea este un diavol. Pentru că pune regulile bisericii mai presus decât iubirea. Da. Deci în biserică nu te învață să pui... Te învață să pui regulile lumii, morala ei, principiile ei, idealurile și virtuțile pe primul plan. Și când faci lucrul acesta, devii diavol. Deci este un mecanism de diabolizare. Da. Pentru că iubirea, sufletul nostru divin, ființa noastră adevărată, soarele de iubire din noi, nu știe să nu pune nicio regulă pe primul plan, nu pune nicio virtute pe... Se ferește lucrul ăsta. Din ce cauză? Când noi punem ceva mai presus decât altceva în lumea aceasta, noi devenim răzvrătiți și urâm pe cel care nu respectă lucrurile respective. E normal ar fi trebuit să spună, este interzis să analizezi pe celălalt după regulile respective, după cele 10 porunci. Cele 10 porunci se referă la tine, nu se referă la cealaltă. Dar noi le folosim ca o armă, ca să putem să lovim pe celălalt. Și așa ne mâniem noi degeaba și noi, prin comparație. Mereu te uiți la cum este celălalt și pentru că nu corespunde idealurile pe care le-ai învățat, începi să lovrești. Deci problema este că noi nu avem iubire, nu ne învață iubirea. Acolo ar trebui să fii învățat iubirea. Iar iubirea înseamnă să nu pui nimic pe primul plan. Dar nu se poate că acolo se pornește un om mai presus decât alți oameni. Deci din start, acolo te învață să fii diavol. Cum? Sunt instrucțiuni cum să devii diavol. Asta se întâmplă în biserică. Din cauza asta, biserica se distruge acum, pentru că este neviabilă. Se distruge singură. Se destramă. Iar femeia în pantaloni sau cea care vorbește sau în biserică sau vine pentru tine ca să te verifice pe tine, să te pună pe tine să comentezi. Da. Chestiile acestea au un rost, pe exemplu, la comunități mari. Sunt la musulmani. Citeam un articol despre femeile din lumea musulmană, căsătorite din lumea musulmană, și spunea o chestie interesantă, că mai multe femei nu pot să aibă decât cei care sunt bogați, că trebuie să le întrețină, să le facă câte o casă la fiecare, ce le dă uneia să dea și celelalte, deci totul în mod egal și este un efort financiar care nu poate oricine să-l facă. De altă parte, spre exemplu, dacă femeia vrea să divorțeze, instanța de judecată îi dă întotdeauna dreptate
bărbatul și copiii Bărbatul. rămân la bărbat. Asta Da. înseamnă că regulile sociale sunt făcute în defavoarea femeii. De ce? Ca să echilibreze orgoliul ei. Da. Orgoliul ei fiind așa de mare că ei știu foarte bine că femeia este 80% are energie telurică, 80%. Da, am înțeles că femeia nu poate divorța decât bărbatul. Da, probabil. Chestiile acestea. Da. Nu știu cum se face acolo. Haman. Sau nu am citit bine articolul, nu am citit cu atenție. Dar important e că toate regulile sociale sunt împotriva femeii ca să Da. scadă din orgolul ei foarte mare, pentru că e foarte important pentru comunitate ca femeia să fie supusă, nu de alta, ci ca să poată să încarce bărbatul cu energie, să fie un bărbat victorios, creativ, curajos. Că veneau alții și îi omorau altfel. Asta a observat din practică. Femeia trebuie să fie supusă, să fie în poziție secundară. De ce trebuie să fie în poziție secundară? Și tot a fost gândit așa. Pentru că ea trebuie să se ocupe de viață, nu? Să dea naștere copilului și să aibă grijă de ei. Și pentru asta îți trebuie energie. Iar 80% energie telurică, nu întâmplător. Numai că apare o problemă. Având energie telurică, ea este bărbat. Da. E un bărbat după energia telurică și nu este femeie. Pe când are 20% feminitate, deci energie divină. Pe când bărbatul are 80% energie divină, e mai femeie decât femeia. Are iubire mai mare decât are femeia. Da. Iubește, e o absurditate aici, știi? Un paradox. Da, deci femeia e bărbatul. Da. Și am văzut o caricatură foarte interesantă care spunea, s-au dus la doctor soț și soție și domnul doctor a zis, care este problema dumneavoastră? Și ea a zis, a venit cu el pentru că are impresia că este șeful în casă. Deci asta era o boală. Pentru bărbat să fie șeful în casă. Da. Și așa este. Deci femeia trebuie să, bărbatul trebuie să înțeleagă că nu poate să ajungă, că nu are cum. Deci trebuie să înțeleagă limite. Ea nu poate să iubească. El poate să se aștepte la ea la orice și așa mai departe, toate lucrurile. Ea numai dacă îi crește sentimentul matern, îi crește Da. concomitent și dragostea față de bărbat. De altfel, de fapt, ea nu-l iubește pe bărbat. Sunt doar nevoi fiziologice acolo. Nu, nu, Și sentimentul ăsta matern îți cam dă idee ce înseamnă iubirea. da. Deci, îi lipsește sentimentul de sacrificiu. Deci, ea nu poate să se sacrifice pentru bărbat. Nu poate. Și atunci are nevoie de maternitate ca să poată să mai scadă din orgoliul respectiv și să-i dea energie mai Da. multă. E dificil cu femeia, este foarte dificil. Bărbatul va suferi viața întreagă, că nu este, el are, deci el are, având multă iubire, el dăruiește iubire și nu primește nimic în schimb, știm. Da, el are nevoie de energie telurică, de energia ei și energia ei, ea când dă atenție, grijă, cum să zic, recunoștință, apreciere bărbatului, zici că e un cuvânt aiurea, aprecierea sau gestul acela pe care îl face. Nu e adevărat, îl încarcă cu putere. Îi dă Da, energie da. telurică pe care o are ea în fundal, acolo. Deci, bărbatul are nevoie, el râvnește să fie, îi se acordă atenție, să fie iubit, să-i se arate, să-i aducă dovezi că este important și că el contează în viața ei. Și tamana asta femeia nu face. Pentru că Exact ea ce el așteaptă dorește. pe invers, ea așteaptă pe invers să-i se arate ei că contează, să Asta exact societatea a învățat-o, chestia învățat-o, asta. da. Deci, întotdeauna familie, femeia trebuie să dea mai mult. O căsătorie este fericită când femeia dăruiește mai mult. Atunci este Da. fericită, pentru că bărbatul intră în echilibru atunci. Că, și asta este o problemă. Bun, are multă energie divină bărbatul, dar energia asta divină, foarte multă, peste o anumită limită, îi creează probleme. Are tendința să se desprindă de materie, să zboare, să fie cu capul nou. Deci dacă observi, nu, el nu e neglijent cu toate, nu se îmbracă cum trebuie, nu respectă reguli, le calcă în picioare, nu are principii, cum nu trebuie, cum nu-i Da. place femeie este. Dar asta în mod natural, pentru că el
Așa este construit ca să nu poată să acorde, ca să echilibreze. El o energie care echilibrează energia telurică. Da. Așa a fost el gândit. Iar bărbatul trebuie să înțeleagă că femeia este reprezentanta, prințesa, sau cum să zic eu, regina energiei Pământului. Da. Și că el trebuie să o privească, să nu se ducă cu totul, că el se duce cu multă încredere și iubire, dragoste față de ea. Exact cum am văzut odată un video cu un cățel și o pisică. Cățelul se uita mirat când a văzut pisica, s-a apropiat de ea să o miroase, nu știu. Și pisica odată ia laba și puc, deschide ghearele și pac, îi dă peste bot și îl rănește. Deci ce a avut cu el? Eu am avut pisică și cățel. Și cățelul a venit, erau cam de o seamă, și da, cățelul a venit al doilea în casă. Și pisica atâta i-a trebuit, a dat o labă și l-a supus toată viața. Mamă. S-a terminat. Întotdeauna stăteau, mâncau din aceeași castron, dar cățelul aștepta la coadă după pisică. Mamă, ce chestie. Atâta, o lăbuță i-a dat. Da. Vezi, asta se întâmplă. Diferență mare. Eu nu cred că ei, bărbatul și femeia, doar ei sunt împreună doar principial, prin reguli, datorită regulilor, dar nu de suflet. Deci mereu femeia trebuie să-și pună niște reguli în cap ca să poată să le respectă. Bărbatul trebuie mereu să se înfrâneze pe sine tendința naturală pe care o are de a îmbrățișa totul și a fi numai dragoste, să-și o înfrâneze. Și o înfrânează uitându-se spre exterior și luptând cu lumea. Deci sunt diferiți și nu se întâlnesc decât fizic și atât. Altfel sunt ca șoarecele și pisica sau ca câinele și pisica. Da. Nu se pot întâlni, nu se pot împăca. Sunt sisteme diferite, dar funcția lor este de contrabalans. Ele tot timpul se contrabalansează. Bărbatul are nevoie de teluric, femeia are nevoie de dragoste divină. Deci femeia ajunge la Dumnezeu numai prin bărbat. Da. Altfel n-are cum. Și mai vreau să spun un lucru despre discuția de ieri, care a fost foarte interesantă. Este foarte greu la noi să ne dăm seama, să putem să acceptăm că asta este cultura. Am fost învățați mereu să ne căutăm un bine pentru noi, pentru că ne-am identificat cu corpul. Da. Și noi credem că suntem corpul ăsta 0,53%. Când noi suntem sufletul și ar trebui să facem invers. În principal, femeia. Noi aici suntem centrați mai ales pe femeie, pentru că ea, da, trebuie să câștige dragoste ca să poată să se echilibreze cu bărbatul. Iar bărbatul trebuie să câștige materie, adică Da. putere fizică. Că el are tendința să fie visător, să se uite în viitor. El trăiește cu gândul în viitor. Da. Și femeia îl aduce pe pământ. Deci ambele forțe sunt opuse, dar au nevoie unele de altele ca să existăm împreună. Bun. Așa a găsit Dumnezeu de cuvință. Și e bine, pentru că aceste contraste sunt contraste care se atrag și în modul acesta evoluăm. Deci, în situația de ieri, problema noastră este că nu îl acceptăm pe Dumnezeu care vine sub forma negativă spre noi. Adică, opresor. Deci, este un Dumnezeu care vine recalcitrant, răzvrătit, ne oprimă, ne aduce dezavantaje, ne deranjează. Deci noi nu putem să închipuim că Dumnezeu vine și sub forma asta, cu toate că în Biblie scrie în multe locuri acest lucru, dar nu Da. citim Biblia cu atenție. Mă refer la Vechiul Testament. Noul Testament este altă poveste. Acolo, chiar Noul Testament este tot la inițiativa lui Dumnezeu făcut ca să echilibreze niște absolutisme mari care au fost în Vechiul Testament, puzderia de reguli. Deci puzderea de reguli a dat peste cap și a nenorocit complet acuratețea Vechiului Testament. De ajunsese să-ți dimensioneze ce să mănânci, cu cine să te căsătorești, ce să faci în toate situațiile de viață. Și Da. asta i-a sufocat și a zis, nu mai, vrem ceva mai simplu. Deci tot Dumnezeu a gândit acesta în momentul în care s-a absolutizat. Acum când s-a absolutizat Noul Testament, când biserica zice, nu mai citiți Vechiul Testament, dați-l încolo, atunci, prin absolutizare, a început biserica să se distrugă din interior.
pentru că întotdeauna orice absolutizare va fi scăzută. Care este înțelepciunea cea mare peste tot? Nu aceasta când un om este mai pus decât alți oameni sau regulile acestei lumi. Nu. Înțelepciunea este nimic din lumea aceasta să nu pui pe primul plan. Da. Nici asta, nici asta, nici asta, nimic din lumea aceasta nu trebuie să fie pe primul plan. De ce? Pentru că rolul lui Dumnezeu este mereu să tocească vârfurile. Deci orice asperitate, orice țepușă pe care o ridicăm noi, orice absolut, va fi tocit. De ce? Pentru că noi când ridicăm țepușele acestea, absolutismele acestea, noi devenim intoleranți. Și nu mai putem Da. să-L iubim pe Cel care ne distruge și ne tocește țepușa respectiv, absolutul acela. Și mai mult, îi punem pe oameni, mișcăm realitatea și îi punem pe oameni, în loc să-și vadă de treabă lor, să vină să ne distrugă nouă vârfurile respective, Da, ascuțișurile. da. Și asta se întâmplă. Deci, Dumnezeu zice, măi, rămâneți în neutralitate, în iubire, nu puneți nimic din asta pe primul plan, că eu nu sunt acolo. Lumea fiind secundară, nu aveți ce căuta acolo. Păstrați-o în locul în care este, nici nu vă gândiți la ea toată ziua, pentru că s-a dus energie acolo. Voi sunteți Da. ființe divine și nu aveți nevoie de lumea asta. Voi aveți venit aici să vă păziți de această lume, să vă îndepărtați continuu de ea, să nu te duce, să nu vă duceți cu totul spre ea și atât timp cât păstrezi o distanță, în locul acela gol vine divinul. Deci, omul merge la biserică, înțeleg, liturghie, rugăciuni, meditații la New Age și exerciții. Dar, sau la yoga. Dar, el când face lucrul ăsta, inițiază cu un eu. Când a pus eu în funcțiune, el își face un plan de viitor unde trebuie să ajungă. Nu vei ajunge niciodată, că tu erai înainte. Deci Da. noi suntem în divin când acceptăm viața așa cum este, pentru că nu înțelegem definiția lui Dumnezeu. Totul este perfect spus Da. în Vechiul Testament și în toate scripturile tuturor popoarelor. Dumnezeu este Cel ce este. Păi trebuie să intri în starea de a fi ceea ce ești, adică de a accepta viața așa cum este și ești deja în El. Dacă nu faci lucrul acesta, ai ieșit. În momentul în care noi ieșim din acest echilibru, această balanță, din neutralitate, adică nu ridicăm nicio țepușă, viața noastră va fi frumoasă. El va fi cu noi și El ne va îndruma ce să facem, cum să facem și mai departe și este situația ideală. Da. Deci în momentul în care omul face o liturghie sau se roagă, el nu are golul respectiv, are un eu doar. Are un eu care se întărește, se duce acasă, se apucă în continuare de afacerea lui, pentru că nimeni nu i-a zis și nu i-a arătat că el trebuie să fie robul tuturor și nici nu-i convine să fie robul tuturor. Da. Și atunci nu-i scade ego-ul. Dacă nu-i scade ego-ul, el se duce acasă, el se duce la biserică ca să-și crească afacerea, să aibă o sănătate mai bună, să își rezolvă problemele de viață, de toate, să reușească la un examen. Deci el se duce acolo ca să-și amplifice ego-ul. Deci așa îl Da. vede pe Dumnezeu, ca cel care să-i ridice lui necazul. Când chiar necazurile acelea sunt cele care îi scad orgoliu și sunt apropiate de Dumnezeu, necazurile. Exact ce s-a întâmplat cu David. În sfârșit, i-a dat toate bogățiile din lume și după care David, când am citit pagina următoare, am rămas perplex că el se apuca să se roage la Dumnezeu să-i ridice toate casnele lui și poporului lui. Și atunci, următoarea pagină, Dumnezeu a sărit pe el. Și nebunule, cum faci asta? Este ca și când mă dai pe mine afară. Păi vezi ca drept dovadă că materia ți-a mințile. Îți aminți la automat. Da. El a uitat ce avea de făcut Se uită din automat. cauza... Deci acest mai Da. mult bine pentru tine, da, cine o pățește? Da, da. Noi aici, spre exemplu, în momentul în care înțelegem aceste lucruri, încercăm să le aplicăm. Ne limităm, ne restrângem, dăruim, facem toate lucrurile acestea, înțelegem mecanismul, nu mai reacționăm, deci folosim toate situații de viață ca la Aikido, ca să ne ducă în Da. fundal, să ne ducă înapoi, facem spațiu gol. Vine Divinul. Divinul începe după aceea să-ți dea toate lucrurile pe care le visai și îți Da. face viața frumoasă. Bun. Dacă te duci spre ele, că în momentul respectiv trebuie să te menții tot desprins. Și Da. omul ce face? Lucrurile pe care le visa până acum și o viață întreagă n-a avut parte de ele, vin pe el. Și atunci el se duce și se păcălește, le apucă și când l-a apucat a început mecanismul de autodistrugere. Pentru că l-a dat afară pe Dumnezeu. Deci fără el, viața noastră se dereglează. Eu mă gândeam la asta, că de ce vezi că dacă a început cu Vechiul Testament și s-a absolutizat tot acolo,
Dar cumva Dumnezeu, lucrarea lui a fost că putea Vechiul Testament să fie o carte uitată undeva acum și să fi fost, dar lucrarea lui a fost ca să fie Biblie, de să fie una lângă alta. Vechiul n-a fost totuși lăsat de izbeliște. S-a ținut acolo. Deci, adică ce trebuie să învățăm noi? Că trebuie să stăm cumva în echilibru între ele două, între Vechiul și Noul. Mă gândesc că la o chestie, dacă în Anglia, spunea Simona, au fost 182 de variante ale Bibliei. Da. Deci, în fiecare an ei le schimbau. Îți dai seama câte cuvinte au fost schimbate acolo, câte sensuri, câte cuvinte Da, scoase. da, da. Că noi acum, dacă ne uităm, de aia ne-am dus noi spre Biblia lui Carol al Doilea, ca să ne ferim de schimbările care sunt. Pentru că am observat o chestie. Dacă în Biblia lui Carol al Doilea există un verset format dintr-o singură propoziție, în Biblia asta nouă sunt șapte Da, propoziții. De da. unde au apărut? Sunt niște invenții acolo aruncate. Da? Nu Da. vezi nicio. Deci nu poate să fie o corespondență realitate. Deci nu poți să ai încredere. Trebuie mereu să te duci spre cele mai vechi Biblii ca să poți să mai înțelegi câte ceva. Sunt Da. sensurile schimbate după aceea, sunt adăugări, ca să precizări care te duc în altă, spre altă direcție, să înțelegi Da. lucrurile așa cum sunt ei interesați. De ce? Exact cum spunea Simona, cel mai periculos lucru pentru stăpânii la lume este să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ți seama, dacă noi, spre exemplu, în Vechiul Testament și aici, mai găsim câte o propoziție scăpată, ieri sau la alteri găsisem așa Da, ceva da. cu dregătorii, Da. dacă n-ai cheile din școala iubirii, nu înțelegi nimic, este zero, treci Treci peste peste. automat. Da. Îți dai seama ce efort au făcut ei să scoată toate înțelesurile, pentru că tot ce astea sunt rupte de contextul, de povestea respectivă, cad așa, nu știu, Da. din cer. Acele propoziții, într-adevăr, sunt luminatoare, dar gândește ce frumoasă este Biblia în adevărată, ce frumoasă ar fi, ce armonioasă ar fi, ce înțelepciune ar fi acolo. Dar pentru ei este foarte periculos. Da. E periculoasă pentru că dacă îi dai omului cheile, el nu mai este un bun executant, nu știu, își are puterea înapoi, devine iubire, îngăduitor, că aici e problema lor, divide timpera, că n-ai cumva Da. niciodată să nu împarți, toată ziua să împarți. Că dacă nu mai împarți, devii iubire. Și dacă 10% din populația unei țări se apucă să fie iubire, ea termina pe ăștia, a schimba pe toți. Pentru că Da. toată lumea îi va urma, devine normă. Deci, început să spun un lucru important. Trebuie să-l vedem în toate pozițiile, nu numai în bine, că noi suntem concentrați pe un bine pentru noi, credem că suntem un eu separat. În momentul în care te sacrifici pentru ceilalți, nu mai ești un eu, ești devii una cu ei, deci te unești cu Dumnezeu, în spațiu gol vine imediat și îți face viața frumoasă. Dar problema este că el este în toate pozițiile din infinit până în veșnicie. Adică Da. lucrurile care le trăim noi acum deja s-au întâmplat. Nu poate fi comentat nimic. Și mai departe, chiar dacă comentezi și comentariul acela este tot al lui, și răzvrătirea aceea care vine din față este tot răzvrătirea lui. Și neînțelegerea noastră este tot neînțelegerea lui. Deci nu se poate pune o etichetă calitativă pe nimic. Că nu există așa ceva. Și chiar dacă punem o etichetă calitativă, tot el cel care o face. Deci este o chestie în care, spre exemplu, dispare orice afirmație. Nu poți să afirmi nimic despre nimic. Da. Și chiar starea respectivă de liniște în care ajungi profundă, și aceea este prezența lui. Deci nu se poate ieși din el. Oricum ai lua-o, el este peste tot. Dacă el este peste tot și el joacă toate rolurile, noi când intrăm în dualitate aici, singura soluție este acceptarea. Ce trebuie să fac tu, ființă? Să accept totul așa cum este, dar acceptă totul. Da. Suntem doar niște personaje într-un script. E Personaje de scris, vis. da. Gândește-te, spre exemplu, tu visezi noaptea, da? Și Da. personaje din visul tău au impresia că ele sunt reale. Deci Da. dacă le vezi acolo, le vezi în culori, fac lucruri și ele au impresia că sunt reale.
Ele nu știu că sunt de fapt visate. Deci noi Da, suntem da. visați, suntem visul lui. Atât este important. Deci, în momentul în dualitate, pe undeva trebuie să precizăm. În dualitate, când intrăm, există el și rău, zăpăcitul, necredinciosul, recalcitrantul, răzvrătitul, Da. este tot divinul. Când înțelegem lucrul acesta, deci aici avem un eu acum, când înțelegem lucrul acesta, nu mai este nevoie să luptăm, că nu mai avem cu cine să luptăm și lăsăm armele jos. Când lăsăm armele jos, facem spațiu gol și vine el și rezolvă toate situațiile de viață. Aici există înger și demon în dualitate, nu? Problema este aici să contrabalancezi comportamentul egotic tot timpul ca să te comporți cu o ființă divină și să poți să vezi lucrurile, să se ridice vălu, să poți să le înțelegi, că altfel n-ai acces la ele. Da. Și în dualitate există iad, da, și este o realitate. Uite, deci în lumea de dincolo, dacă iadul este pe partea stângă, deci prima, la etaj, primul etaj pe stânga, în lumea de dincolo, dacă mergi direct în sus, nu ai treabă cu etajul respectiv. De dar Da. starea ta interioară te duce direct în sus. Deci dacă ești total desprins, nu ai nevoie de iad. Dar dacă împarți în bine și rău și toată viața, ai luptat, nu, pentru mai mare bine pentru tine, se trece prin iadul acela, unde este o zonă de purificare mai puternică, în care nu mai poți să reacționezi deloc. Da. Da? Și acolo orice reacție se transformă într-un fel de flacără care pornește ca la centrala termică în interior și te arde, de te norocește. Este regret, este imposibilitatea de a reacționa în furie pe cei care aici se înfuriau și bufneau și loveau și se făceau rău. Acolo nu mai Da. pot, că cum fac chestia asta, cum începe suferința interioară. Asta este purificare. Există Da. șansa să se iasă și de acolo, dar trebuie să tot timpul să evite să răspundă, să reacționeze. Întotdeauna reacția se face dintr-un ego. Eu, pe exemplu, știi pe pământ aici care omul este diabolizat. Omul care reacționează, răspunde, pune regulile lumii pe primul plan, devine reactiv, atacă persoana, Da. vrea să corecteze, să schimbe pe celălalt, zice că el are dreptate, celălalt nu are dreptate. Da, omul acesta este o ființă întunecată deja de aici. Dar nu ai ce să faci. Și culmea este că, datorită procentului foarte mare de orientare spre materie, femeile sunt foarte, foarte aglomerate în zona de jos, în lumea lui Ilieceară. Bărbații, natural, au tendința asta să fie desprinși și ei sunt, dar nu sunt așa de mulți. Sunt mai sus. Da. Este un circuit de meritologie, o selecție a valorilor care se întâmplă acolo și este foarte precisă. Deci, dai seama, am fost luat din zona respectivă, adus pe pământ și mi s-a spus la un moment dat, te duci la familia cu tare. Și eu stăteam acum și mă gândeam, măi, știe și la ce familie te duci și ce se întâmplă și cum se întâmplă. Știe totul. Ce viață vei duce? Mi s-a arătat, mi s-a spus de lumea de dincolo, înainte de a intra în viață, mi s-a spus ce viață voi lua. Deci toate lucrurile sunt deja stabilite. Adică Nu la sfidul acolo. ai văzut viața asta dinainte? Dar cum să nu? Mi-a arătat-o, eu nu mă țin minte, dar mi-a arătat-o pe un ecran în aer. Mi-a derulat un ecran. Ecran cu care mai m-am întâlnit eu odată, ți-am spus că am mers la cineva să duc niște acte și în cameră mi s-a ridicat în aer acest ecran. Același ecran. S-a proiectat acolo. Deci mă uitam la el așa, stăteam cu ochii în aer. Și mă E uitam. interesant. Eu credeam că ni se arată doar când murim viața care am trăit-o și cum ar fi trebuit să fie, dar n-am știut că În ne arată diferite și când. momente, da, funcție de. Da. Să știi că, de-aia am zis, când omul se duce în jos, se desprinde de materie, viața aceasta care are reguli fizice clare,
Da. se schimbă într-un mod la care nu ne putem închipui, devine de basm. Adică legile fizicii sunt răsturnate. Un autobuz vine de sus, nu? Apare Dumnezeu în costum național, se așează pe banca mea și îmi spune toate etapele de venire ale mele în viață, de unde? Avea, de unde se știe bătrânul acela Da. cum a venit în viață? Deci, e o împletire între miraculos și lumea noastră. Mai mult e miraculos, că Da. totul e foarte potrivit. Atunci îți dai seama că tu nu ești niciunde, ești luat, brutat, el este care, cel care joacă rolurile respective. Când m-am pierdut în anul de măturică, mi-a venit o stare de panică. Eu nu știam că se numește panică. Nu aveam o denumire pentru ea și am văzut că era o stare de neliniște, de frică. Așa. Că nu mai ies eu de acolo, din anul ăla. Cine mă mai scoate de acolo? Acolo mor. Da. Și când m-am oprit, am văzut că m-am oprit exact pe o cărare. Deci cărarea, și atunci iarăși am intrat în panică, că mi-a venit întrebarea, cărarea asta era dinainte acolo sau eu nu am văzut-o? Eram așa de bătut în cap încât n-am văzut-o. Și iar am intrat în panică. M-am așezat jos și am stat până m-am liniștit. Și mi-a venit în cap soluția. A zis, ai și ce dacă mă mișc aici până câteva zile, până la urmă ies eu din... Când nu aveam repere, nu aveam cum să... O să iau Da. reperul la stele, zice, vine noaptea, mă iau după o stea și ies eu de aici, din anul de mântuică. Da? Și atunci când am intrat în starea de liniște, liniștea este prezența lui și m-a scos pe cărarea respectivă, m-a scos afară. Și are grijă de tine întotdeauna. Noi nu avem cu... Deci trebuie să înțelegem că nu făcând exerciții, liturghii și mai departe să ajungi la Dumnezeu, ci lăsând baltă toate interesele tale. Da. Adică timpul de să te lași în mâna lui Dumnezeu cu curaj. Eu ce făcusem? Plecasem fără bani și fără direcție. Fără să știu unde mă duc. La întâmplare. Când te lași la întâmplare în mâna lui, atunci el are grijă de tine. El înaintează imediat. Deci euul ăsta trebuie să se retragă. Asta este toată înțelepciunea. Când se retrage, viața noastră devine miraculoasă și rămâne doar să mulțumești. Toate sunt foarte potrivite și toate sunt de folos. Da, și totul este foarte frumos. Și ești uimit. Rămâne doar uimirea. Și admirația, mulțumirea, altceva nu rămâne. Dacă se înainteze, euul ăsta trebuie să se retragă. Și asta înseamnă că de dimineață până seara să faci totul ca să nu faci pentru tine ceva, să nu te protejezi, să nu te aperi, să nu cauți binele, plăcerile, mereu să te sacrifici, să te jertfești, Da. pentru că jertfa de sine înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aia spuneam, iubirea de Dumnezeu înseamnă neiubirea de sine. Să nu te iubești pe tine, să nu faci nimic, că e vorba de 0,53%. Tu nu ești aia. E partea de margine, ca la măr, cum e coaja la măr, acesta este corpul nostru, partea de margine a sufletului. Noi suntem suflet, suntem ființe de iubire, suntem soarele de iubire și nu Da. avem treabă noi cu că ăla este supărat, că ne face ceva. Nu el ne face, Dumnezeu face o lucrare acolo ca să ne ducă în îngăduință maximă. Deci, el ne duce în viața asta, în starea aceea de neutralitate, poziția a doua, poziția secundară. Numai în poziția secundară noi putem să iubim, să ne iubim unii pe alții, să fim îngăduitori și înțelegători maxim. Întotdeauna când zice că ceva este bine, zice cu un eu, că trebuie să facem eforturi ca să ajungem nu știu unde, ne facem planuri, deloc, ai ieșit din divin. Erai acolo, viața așa cum este, este divinul. Deci nu e Da. nevoie să mergi la biserică, nu e nevoie să faci exerciții, meditații, nimic. Tu erai înainte în divin când accepti viața așa cum este. Dacă vrei să obții, să atingi un scop, un ideal, să faci ceva, atunci ai ieșit din divinitate. Pentru că divinul este și plus și minus la un loc, adică este și rău și bine. Când ajungi să accepti răul așa cum este, ai ajuns. Ăla este raiul. Când accepti pe Dumnezeu care vine sub forma unui om nesimțit, necredincios, păcătos pe tine, și îl iubește așa cum este, că e Dumnezeu care ia rolul respectiv și înțelegi că este divinul soare de iubire și nu te mai Da. lupți cu el, că noi întotdeauna ne luptăm numai cu Dumnezeu.
Noi nu-L iubim pe Dumnezeu pentru că nu ne convine. Ce mai frecvent vine sub forma necazurilor, neplăcerilor, durerilor, suferințelor, pierderilor. Da. Este ce mai frecvent. Deci când accepti că Dumnezeu vine sub forma unui rău, atunci ești liber și acela este raiul. Îți dai seama ce complicat ni se pare nouă viața întreagă. Toată lumea face tot posibilul, că asta e puterea stăpânilor, să te divizeze, divide timpera. Atâta timp cât te divizează, ei vor fi acolo și te vor conduce, vor face ce vor cu tine. Pentru că tu te crezi o ființă separată. Dar în momentul în care înțelegi că ești una cu fiecare din oamenii aceia, ești același soare de iubire peste tot, în fiecare, te unești cu ei și devii Da. una, devii una în divin și atunci îți iei puterea înapoi și ei se vor schimba automat. Se vor schimba în momentul în care tu nu vei mai vedea diferențe. Da. Adică nu vei mai împărți în stăpâni și sclavi. Stăpâni de sclavi și sclavi. Nu vei face diferențe. Că este soare de iubire și acolo. Și mai faci niște lucruri, pentru că scoți diavolul din zona în care este el și din rolul pe care îl are și îl transformă într-o ființă de lumină. Că noi îl ținem acolo prin această împărțire. Da. Atâta timp cât împărțim în diavol și în demon și înger, el există. Când nu mai împarți, el dispare. Și iadul dispare. Se închide etajul, primul etaj se închide. Nu Dispare. se mai oprește liftul acolo. Nu se mai poate lift acolo. Da. Noi râdem de acolo, e Râdem noi, dar nu-i râsul creștinătul nostru. dinților. Deci orice ne prinde, orice lipsă de îngăduință în timpul vieții, orice atac asupra oamenilor, e contorizat și acolo ne va veni din față și ni se va arăta și sufletul se va amărâ și se va regreta și regretul acela va continua și se transformă în iad. Se duce în iad automat. Uite, Ilie Cioară s-a dus la soția lui. El trăia, probabil că soția lui a murit și a găsit-o acolo și el a zis că a iertat-o pentru ce a făcut. Și ea era acolo, în iadul acela, pentru că avea regret că i-a făcut răul lui. De regretul ăla a nenorocit-o, a dus-o în iadul ăla respectiv. Uite ce înseamnă și neiertarea noastră, autoînvinovățirea. Da. E vorba Ajungem de în reguli. iad. Regulile astea, când se pun pe primul plan, omul devine Da. răzvrătit și intolerant. Intolerant și cu el. Da. Adică s-a băgat în iad pentru că a pus o regulă pe primul. Stai puțin, că de aia am zis, unde este iubirea ta, acolo este inima ta. Da. Deci nu trebuie să te iei după reguli, trebuie să te iei după iubire. Oamenii pun regulile pe primul plan și atunci nu mai pot să iubească. Deci toate exercițiile care îți vin din față vin pe absolutismele tale ca să ți le distrugă. Deci rolul oamenilor este să-ți scadă absolutul. Deci ei de fapt te ajută. Întotdeauna cel mai mare ajutor se primește de la oamenii care te necăjesc. Ei sunt îngeri foarte înalți și te susțin. Te duc în neutralitate, în zero, în acceptare. Când accepti viața așa cum este, ai ajuns la divin. Dar poți să și uiți. Aici trebuie să înțelegi că vine un moment în care, spre exemplu, ți se împlinește orice vis, da? Dacă te duci acolo și te atașezi, iar te respinge. Da. Viața e ca o plantă carnivoră. Imediat te prinde. Da, trebuie să nu stai mult cu gândul la ea. Da, să nu o dorești cu totul, să nu te preocupi de ea cu totul, să o lași să Să nu-ți fie. faci planuri, să n-ai dorințe, să Da, nu și ai atunci vise, orice să... vezi se poate împlini, dar și atunci să fii neglijent. Să fii neglijent cu gustarea acelei fericiri a materiei. Nu e o problemă, dar trebuie să o guști 0,53%. Atâta poți să guști din ea, 0,53%. Păi și cum faci asta? Cum faci să guști doar 0,5% dintr-o plăcere? Sau nu dintr-un vis, dintr-o, să zici că ai avut un vis. Să nu fie dominantă dorința respectivă. Deci plăcerea să nu fie dacă nu e plăcerea dominantă,
Atunci ea vine, dar nu-ți face rău. Da, Vine, te da. bucuri de ea, există, dar nu-ți face rău. Dar dacă te gândești numai la ea și pe ea o dorești tot timpul, acel lucru îți poate face rău și poate să nu vină deloc, iar dacă vine, te necăjește. Apropo de dorințe, tu ai avut și tu dorința aia cu mașina de scris? Ți-a folosit la ceva până la urmă? Ai făcut? Am învățat să bat la mașină și a venit revoluția și nu mi-a fost nevoie că a apărut alte tipuri de mașini electrice, electronice, nu știu cum. Și încetul cu încetul a apărut că primul calculator românesc mi-a luat XP, primul calculator românesc, care Da. erau niște jocuri pe el, atâta altceva nu puteam să fac. Da, 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 da. Iar al meu ar fost primul, a fost făcut din bucăți. Te duceai și în funcție de câți bani aveai, îți făceau un calculator. Am înțeles. Da. Ce vremuri. Marius, nu știu cât timp mai avem să mai citim. Bine. 10 minute mai avem. Mai avem 10 minute. Păi ne oprim aici, ne oprim aici, nu. N-am putut ce face nici asta. Ce se întâmplă cu timpul? Că să știi că am vorbit cu mulți și că și eu simt, da, și mulți simt că zboară timpul foarte repede. De ce? Cum se explică? Păi, este eul acesta care aleargă. Când alerg eu, aleargă și el timpul. Când stau Dar eu, stă și el. eu nu simt că alerg, că am chiar un program. Ai programe Destul de... în care ai lucruri de făcut. Ai un Da, șir, da. un șiruire în minte. Trebuie să fac asta, asta și asta. Ălea sunt probleme. Când o faci pe, când termini o treabă, trebuie treci la următoarea. Și tot timpul ești ca să bifezi toate treburile alea de făcut. Ca să se încetinească timpul, trebuie să n-ai nicio treabă de făcut. Păi și cum? Că ești femeie, trebuie să ai... Ălea care îți vin în cap așa odată, hai să fac... Adică îți vine o necesitate să faci. Păi o faci, pe celelalte le lași. Înveți să amâni. Cu cât amâni mai mult, cu atât crește timpul. Se dilată timpul. Da. Cu cât urmărești ținte de atins, ai terminat-o, iarăși treci la alta și mai departe, cu atât se accelerează. Da. E un eu acolo care face ceva. Timpul este eu. Da. Fără eu nu există timp, este indiferent. Și se dilată, viața se dilată, fără eu. Fără ținte, fără scopuri, fără să vrei ceva, fără Când nimic. eram copii, o oră, mi se părea așa un infinit. O oră. Mult. Trăiam o viață într-o oră. Da. Da. Să cauți să scoți din ziua de ieri bucata aia, că e foarte bună. De început. Da, A, nu, da. că e... Dar nu, că a fost o parte întreagă, nu mai Am de înțeles. scos. Am uitat. Da. Ei, Nu vezi mai că nu nimic. acord atenție. Da. Deci, a uitat. Bun. Cam asta. Mulțumim frumos. Bine. Zi Ne frumoasă. vedem mâine, Marius. La revedere, o zi bună. Sperăm să facem și noi ceva. Pa, pa.